poreclele, insultele, tachinările, intimidările, umilirile și violențele în școli interzise prin lege începând din 7 decembrie 2018. Inițiativa legislativă împotriva violenței psihologice, bullying-ul, în școli a fost adoptată de Senat, care este cameră decizională. Legea Educației Naționale a fost astfel completată cu o secțiune care prevede expre definirea și prevenirea bullying-ului, asistența psihologică, dar și formarea și informarea personalului didactic cu privire la problemele care decurg din acest tip de comportament. Astfel, violența care se poate manifesta fie fizic prin comportamente repetate de lovire, piedici, îmbrânceli, plesnit sau alte forme asemenea, fie verbal, fie prin porecle, insulte, tachinări, intimidări, umiliri, va fi interzisă prin lege și se vor lua măsuri ca aceasta să fie combătută în toate ciclurile educaționale, primare, gimnaziale și sau liceale. Inițiativa legislativă care definește, previne și interzice violența psihologică a modificat și completat Legea Educației Naționale numărul 1 din 2011. Aceasta a fost adoptată de Senat în calitate de cameră decizională, spun deputații PSD Andrei Pop, secretar al Comisiei pentru Buget, Finanțe și Bănci, și Petre Florin Manole din Comisia pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale, care se numără printre inițiatorii legii. Senatorii au votat inițiativa în unanimitate. Legea Educației Naționale a fost astfel completată cu o secțiune care prevede expre definirea și prevenirea bullying-ului, asistența psihologică, dar și formarea și informarea personalului didactic cu privire la problemele care decurg din acest tip de comportament. Legea fusese adoptată de Camera Deputaților în 31 octombrie 2018. Ce faci, Tocilaro? Ai învățat astăzi lecția? Vezi că vreau să-mi dai să copiez azi la test. Haide, du-te și ridică-ți caietul. Hei, arăgat cu patru ochi, mi-e foame. Am văzut că ai un corn cu ciocolată. Dă-l încoa. Hai odată, dă-mi-l. Ce stai așa? Vezi că vreau să iau 10 la test, să faci bine. Bullying-ul reprezintă o formă de abuz emoțional și fizic care are trei caracteristici. Intenționat, agresorul are intenția să rănească pe cineva. Repetat, aceeași persoană este rănită mereu. Și dezechilibru de forțe, agresorul își alege victima care este percepută ca fiind vulnerabilă, slabă și nu se poate apăra singură. Fenomenul bullying este mult mai des întâlnit decât ne-am dorit să credem. Se întâmplă pe coridoarele școlii, în curte, pe străzi și, din păcate, uneori și în sălile de clasă. Nedepistat la timp, bullying-ul poate lăsa traume și repercursiuni irreversibile asupra adaptabilității copilului în societate. Cazurile de bullying implică cel puțin un agresor și o victimă, iar în unele cazuri există și martori. Putem discuta despre bullying fizic, verbal, sexual sau psihic.